Prima dată la șosele, în primul rând. În al doilea rând la răutatea oamenilor așa care sunt izale cu noi cu răutatea asta. Dușmanie. Nimic nu e bun, bă, normal. Nimic. Deci spuneți dumneavoastră că se gândesc la noi europenii ca fiind oameni răi. Da, ne consideră din cauza la anumite persoane care fac greutăți mari în afară, ne consideră pe toți că toți sunt la fel, toți sunt hoți, toți sunt... Sunt hoți, în primul rând, cred eu. Bine că nu sunt toți, e excepție, dar din cauza la unul știți proverbul cu oaia. Străinii au, spuneți dumneavoastră, că au tendința să generalizeze. Da, 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 exact. Și unii din ei spun că e foarte frumoasă ceea ce e adevărat și în rest... Primul lucru că românii fură tot. De ce? E da, așa sunt născuți ei, să părească, să fure și să fie hoți. Așa suntem noi, popor de hoți? Nu noi toți, unii din ei. A, și ăia strică faima, spuneți. Strică faima, normal, mai ales țigani. Nu avem nicio mod de treabă noi cu asta. Suntem pe ultima treaptă. Deci noi suntem excluși. Să presupun, uite, un englez, îi spunem de România, la ce se gândește acum? La hoții și curvărăsii. Deci, păi dacă așa face românul, îi hoți și curvă mă să duce. Toată lumea. Toată lumea, toată lumea. Chiar dacă pleacă cine de acasă, acolo să schimbi idee. Eu cred că la țigări. Deși acum vor să le zice, e normal să revină la becea formă țigan. Fiindcă așa sunt cunoscuți în toată Europa. Nu înțeleg de unde până unde le-a dat eticheta asta de rom care se confundă cu român. Eu știu, mă gândeam că la România am avut și noi savanți. Fără discuții, avem oameni de cultură, l-avem pe Coandă, l-avem pe... George Emil Palade. Așa, cu premiul Nobel, pe Blaicu, pe Enescu, pe Eminescu. Din păcate asta nu ar fi lucrurile la care se gândește prima dată un străin. Nu, datorită comportamentului unor cetățeni care au o proastă educație, trage și ceilalți pe lângă ei. Să investească și să aibă și profit. Asta e părerea mea. Se gândește la oportunitate bună pentru investiții. Pentru investiții, dar dacă nu are profit, nu stă. Vine, dar nu stă mult, ce am văzut eu. Probabil că nu suntem oameni consecadi. De ce credeți? Pentru că suntem hoți, mincinoși, furăm. Nimic altceva. Nu ne place să muncim, vrem să avem 3 stele cu bani, așa cât se poate de mult și atâta tot, zic eu. Românul e pervers. Deci, să zicem, un francez se gândește la România și se gândește perversitatea, asta spuneți în urmă. Da, normal. De ce credeți că sunt normal? Păi pentru că la noi în țară e cum e și acolo se duce, dă de bine și face și ce vrea. Că aici nu poate să trăiască pe 8 milioane. S-a dus acolo și când a văzut traiul de acolo, face și ce vrea. Primul lucru să înșale pe români. Da? Adică se gândesc la noi ca la potențiale victime, spuneți dumneavoastră. Cam așa ceva. Toți, pentru că avem toată conducerea, tot guvernul și președinții și tot. Nu ține cu românul. Englezul se gândește prima oară, că eu știu că am fost în Anglia vreo 2 ani de zile, și se gândește în primul rând că nu este mediul necesar pentru ei, nu-i societatea. Adică la o țară subdezvoltată. Da, e prea jos la nivel, mă refer. Și societate, și financiar, toate punctele de vedere, e foarte... Tu ca român erai privit bine în Anglia? Da, din punct de vedere ca om așa... Spui că n-ai fost discriminat. Nu, mai sunt câte unii, vă dați seama, rasiști astea, dar nu, n-ai treabă, îți dă de muncă, na. Mulți, în general, spun că nici n-au auzit de România. Adică spuneți dumneavoastră că România încă este o țară anonimă pe harta Europei. Pentru ei. Adică groapa Europei, cum se spune.